Bună seara, doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, sunt Dana Ciobanu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Pandemia de coronavirus a perturbat viața culturală, a remodelat anumite procese, fiind afectat actul artistic. Lockdown-ul temporar sau total de anul trecut a fost resimțit în egală măsură de artiști, instituții de cultură, organizatorii de evenimente, prestatorii de servicii culturale, dar și de public. Astăzi ne putem bucura de o revitalizare a vieții culturale. Teatrele sunt deschise, se montează premiere după premiere, sărele de concerte și-au revenit și ele, oferind publicului evenimente estivale de neuitat. Cum e să treci prin această intemperie și să reziști dacă ești actor, regizor, interpret, manager al unei instituții de cultură? Prin greutăți spre stele, cam așa am putea intitula această ediție a emisiunii Obiectiv Comun, în care vom discuta despre perioada post-pandemie în viața culturală din Republica Moldova. În sfârșit se deschid ușile către o viață normală, către o activitate artistică normală, către publicul nostru pe care l-am așteptat enorm de mult. Eu cred că pentru toți a fost o perioadă extraordinar de grea, nu numai pentru artiști. Și problemele artiștilor cumva, normal că au așa o culoare mai pală față de problemele care într-adevăr le-am avut în această pandemie. Dar noi ne-am dorit. Asta este puterea noastră de a trăi, publicul și energia lui. În sfârșit o să ne încărcăm, în sfârșit poate o să spargem gheața și o să fim mai multe evenimente și mai multe concerte frumoase. Ne-a înviorat puțin activitatea artistică, fiindcă artistul nu poate fi fără spectatori, fără scenă. Eu, când am apărut pe scena Teatrului Național de la București, cu Caramitru, cu, de fapt, cu această personalitate de supremă categorie, deci eu că m-am simțit și eu mai bine. Această vară deja ne-a adus mai multe prilejuri de a ne întâlni cu muzicieni de valoare și la Botoceni și la Teatru de Vară. Și Carmina Boran, am închis aici stagiunea tot aici în acest Teatru Verde și sunt sigură că și luna iulie va abunda în multe evenimente. Noi facem tot posibilul ca artiștii noștri să se vaccineze și să aibă această imunitate, imunitate colectivă, ca să putem mai departe colabora și merge înainte. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-i prezint pe invitații ediție de astăzi. Este vorba de Elena Frunze-Hartmann, directorul Teatrului Alexei Matevici. Elena, bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Aici, la Obiectiv Comun. Este vorba de Daniela Burlaca, actriță, regizor Teatrul Genezart. Daniela, salut! Salut! Și e vorba de Adriano Marian, fondator Moldovan National Youth Orchestra. Adriano, bună! Salter. Bună seara! Vă mulțumesc tuturor că ați găsit timp, pentru că, cum spuneam, viața culturală este revitalizată, s-a reanimat, s-a început procesul de creație, de fapt nu s-a oprit niciodată, cel puțin vara, actorii muncesc în Republica Moldova și artiștii. Și vă mulțumesc că ați găsit timp în această seară să vorbim despre artă, despre acest domeniu care a fost practic cel mai afectat, cultura, cel mai afectat domeniu în timpul pandemiei. Teatrele și instituțiile de cultură s-au închis printre primele instituții, da? Atunci când a fost instalată pandemia și restricțiile antiepidemice, dar și s-au redeschis printre ultimele, bineînțeles, ținând cont de rigorile sanitare și tot așa. Vreau să vă întreb ce a însemnat pentru voi această perioadă, cum ați rezistat? Bine, pe parcurs, o luăm pe rând. Elena. Da, ziceai că starea, deci criza asta pandemică a afectat cumva, consider că cel mai mult sectorul cultural, a afectat toate sectoarele, doar că sectorul cultural, din păcate, nu reprezintă, și zic de fiecare dată, o prioritate a autorităților. Pentru autorități, respectiv, noi am avut foarte mult de suferit, pe lângă faptul că am stat cu ușile închise, s-a mai întâmplat să nu avem nici măcar atenție
cuvenită, atenția cuvenită din partea autorităților în această situație. Adică voi faceți artă, mai stați, mai răbdați, că nu este un fel de hrană necesară sau de fapt gândindu-se că această hrană spirituală este foarte necesară pentru toată lumea și pentru noi și pentru spectatorii noștri. Bineînțeles că cumva a perturbat, cum ai spus și tu la început, mersul normal al lucrurilor. Foarte mult contează că acum revenim la o stare aproape normală, pentru că mai avem de lucrat la starea psihoemoțională care a fost afectată în această perioadă și mai avem de lucrat și la relația de apropiere dintre oameni. Restabilire, da? Pentru că s-a întâmplat până acum în această perioadă oricum o desprindere și o înstrăinare și o frică de a te apropia de oameni. Acum noi lucrăm, dar încă cu frica de ca nu cumva să se întâmple iar, ca nu cumva era așa. Și deci am început să trăim cu această stare din frica de a nu primi iar o dezamăgire. Sau cam așa stau lucrurile la moment, dar continuăm să lucrăm la acest capitol de a reveni la o viață normală. Îți mulțumesc, Elena. Andreanu? Da, a fost cam aiurea, dar a fost destul de aiurea. Dar eu tot am abordat că totuși a fost un fel de război, un alt fel de război mondial, deci nu era un tot întreg în care cumva toți am avut de, dar de acord cu colegii din platou că n-a fost cumva echitabil, deci piețele lucrau, noi nu, adică erau și un fel de, parcă înțelege de cartel, știți, molurile contează, dar asta nu. Deci asta cred că a fost singura problemă și doi la mână, și Daniel a vociferat foarte bine că nu a fost un suport pentru ăștia care nu erau angajați la stat și noi știm foarte bine, foarte mulți freelanceri. Da, s-a descurcat cum s-a descurcat. Adică eu întâlneam, nu că e o problemă, dar întâlneam cu colegi care lucrăm pe taxi, pe diferite. Nu e o problemă, dar cumva se simțea că, știi, cum trebuie să te descurci altfel. A fost dur. Deci aici s-a uitat destul de tare. Și eu cred că nici nu era o problemă în bani, era o problemă pur și simplu... Deci nu contează asta. Comunicare. Asta e problema, nu în altceva, că e pandemie globală. Nu. Mersi, Daniela. Păi ce să mai zic și eu, că a fost, să zic, a treia oară, că a fost aiurea. A fost, da, Lenuța a spus foarte bine, a punctat foarte bine din perspectiva teatrelor, a instituțiilor culturale, ce s-a întâmplat. S-a acumulat atât de mult toxic, care a început să dăuneze, nu doar, bine, pe lângă faptul că era afectată sănătatea tuturor, da? Ușor acest toxic a început să dăuneze mentalitatea, psihicul oamenilor, care a devenit foarte irascibil, dacă vrei. Da. Și tu spui că ne-am adunat să discutăm despre situația post-pandemică, ori nu știu dacă se întâmplă acest lucru. Deja e mult mai bine comparativ. Da, ne bucurăm de o revitalizare, reangajare. Sigur că da. Deja am reluat activitatea cu prezență 100% în sălile de spectacole și noi cu 180 de locuri suntem foarte fericiți. Voi cu câte locuri? 60 de locuri sunteți super fericiți. Îmi imaginez ce făceați atunci când era 30%. Sau cu 30% și exact, 12-13 spectatori. Da, știi că în fabula cu Greierul și Furnica, atunci când am stat, ne-am odihnit bine și acum joacă dacă poți. Pentru că acum trebuie să muncești triplu ca să restabilești niște lucruri. Cam așa funcționează lucrurile. Bine, și atunci ce urmăr, ce repercursiune a avut această pauză forțată, acest lockdown temporar sau pentru o perioadă mai lungă de timp asupra artiștilor? Pentru că se știe, sufletul artistului este ceva mai fragil, mai, nu știu, se emoționează, se aprinde mai ușor, se stinge mai ușor. Și cum a acționat asupra unui suflet de artist, asupra sufletelor voastre, asupra colegilor voștri, asupra celor care nu au o vârstă când pot să o ia de la capăt oricând? Da? Și fiecare timp, fiecare minut care se scurge este atât de important pentru ei. Vorbim de generațiile de artiști care savurează viața la propriu, nu noi, cei care pentru noi viața e continuă și e înainte, sau cei care abia se ancorează în viața de artist. Da? Iată, cum ați simțit? Ce a schimbat? Ce repercursiune a avut această pandemie și continuă poate pentru mulți să o aibă asupra vieții artiștilor? Păi ce să-ți spunem? Imaginează-ți acel sportiv, da? Care era zilnic în antrenamente
și a făcut o pauză atât de mare, ce se întâmplă cu instrumentul lui? De altfel, corpul nostru este instrumentul nostru. Suntem niște fericiți pentru că există această memorie musculară care nu ne dă de gol. Din potrivă, noi ne-am activat mai intens și lucrurile se întâmplă poate cu și mai multă ardoare, poate cu și mai mult talent, pentru că, așa cum spuneai tu, ne grăbim să reușim să fim acum cât suntem, acum cât putem. Ori noi înghițim scena, știi și tu despre ce vorbesc, și simțim că publicul ne înghite pe noi. Avem nevoie unul de altul, avem nevoie de hrană spirituală, avem nevoie de emoții vii, avem nevoie să ne regăsim, să ne convingem că încă vibrăm și că acest toxic despre care ți-am vorbit îl putem culege doar din aceste emoții vii pe care încercăm noi să le oferim. No. La Teatrul Geneza Art sunt mai mulți actori tineri, majoritatea. De fapt, trupa de bază e compusă din actori tineri care au perspective în față. La Teatrul Mateevici sunt și actori puțin mai în vârstă. Sunt actori care din păcate, dintr-un mare, mare regret, nu au reușit să iasă din această pandemie, s-au stins. Și vreau să ne spui, Elenuța, cum au suportat ei, actorii mai în vârstă, această durută, da? Stare de lucruri. Dan a vorbit despre starea fizică mai mult actorului, deci cât de mult a afectat pentru statutul ăsta, ca statul acasă, nu știu cum exact. Se zice. Starea asta de nemișcare, inacțiune. Am să vorbesc chiar și mă opresc la starea psihoemoțională, pentru că și pe mine m-a marcat... Nu neapărat pe mine pandemie, pentru că fiind implicată în a căuta soluții așa, n-am avut spațiu în memoria mea sau în gândurile mele de a cădea pradă depresiei sau unor stări mai triste, mai pesimiste. Însă colegii, mulți din colegii mei au trăit și mai trăiesc emoții durute în urma acestei stări de lucruri în care ne-am pomenit. Unii dintre ei s-au simțit foarte însingurați, pentru că ziceam, și din această lipsă de comunicare cu autoritățile, ne-am aflat și într-un an, ne aflăm într-un an electoral, într-un an de dezbinări din toate punctele de vedere, mai ales în spațiul nostru în care ne aflăm, că Adrian spunea că e vorba de o criză mondială, dar noi vorbim de spațiu, deci această criză în spațiul nostru a fost amplificată din mai multe puncte, practic din toate punctele de vedere, și sănătate șubredă, și stare de lucruri în Parlament. Deci oamenii s-au simțit foarte însingurați. Și dacă alte sectoare au fost cumva, măcar au avut parte de o comunicare sau cel puțin se lua cuvânt despre ei în Parlament sau se căutau decizii măcar la nivel formal sau era la televizor, era nevoie. Deci despre noi nu s-a vorbit și nici nu se vorbește și nici nu se... Am senzația că nu se va vorbi în continuare dacă nu ieșim, vedem cum ieșim și din anul ăsta electoral. Oamenii s-au simțit foarte și se simt foarte însingurați. Deci e vorba că mulți dintre ei se gândesc dacă să mai revină în scenă, pentru că noi am stat un an, bine, noi am avut beneficiul întreprinderile de stat, instituțiile publice să aibă salariu, așa cum au fost ele, fără sporuri, fără sectorul privat, n-au avut, deci din păcate n-au fost aprovizionați din acest punct de vedere. Acum ne gândim dacă mai intrăm iar într-un an pandemic. Nu știu dacă bugetul... Nu-mi răspund la următoarea întrebare. O luăm pe rând, okay. Da. Da, Andreanu, tu ești managerul unei echipe foarte tinere. Tinerii nu au când fi deprimați, nu au când fi triști, deși se mai întâmplă. Cu Daniela da. Totuși speranța... O printre... chestie în comună. Da, că, în rândul tinerilor e alta. Că o făgaș mai... Optimist. Mai... Nu avem bază, da? De salarial. A, deci sunteți pe cont propriu, exact, da. Sunt instituții independente. Da, exact. Da. Tineri, da. Eu, în general, la întrebarea ta, ce sunt de psihic? Păi bine, pe toți, deci orice artist, dacă el nu poate exprima, asta e clar, el se simte, deci, inutil, cumva. Este o problemă în asta. Dar eu cred că au fost și chestii bune pentru noi. Sincer, am stat și, nu știu cum voi, dar eu mă meditez puțin la... O lea cât mă așez la pământ și cred că toți, indiferent de rang, de câte stele are sau... A fost o perioadă efectiv de înghețare totală și atunci tu te gândești, tu stai și te gândești, tu ai o pauză și eu cred că au fost și chestii bune să-ți asimilești și să, de fapt, să savurezi cât de...
cât de frumoasă e viața, cât de norocos ești cu așa meserie. Și cred că asta a fost și bine pentru noi, că să mai înțelegem, să mai asimilăm niște chestii. Da, da, da. Dacă ar fi fost mai scurt starea asta de a sta să meditezi, a fost foarte lungă, că deja remeditai și te reîntorceai și te reduceai. Dar a fost un test crunt, adevăr. Și aici, dacă psihicul nu este atât de... te duci. Bineșor, bine, și... deja suntem în 2021. Da, dar teatrele, hai să vorbim de bine și da, a fost. Teatrele, evenimentele culturale, instituțiile de cultură și-au deschis într-un format mai restrâns, într-un format mai deschis, mai lărgit ușile, primesc spectatori, fie asta e vorba de un concert estival, fie vorba de o premieră teatrală. Vreau să ne spuneți cum a început acest an 2021, cum ați pășit în scenă într-un an nou, cu ce emoții, cu ce așteptări și cu ce proiecte interesante, fiecare instituție în parte, da? Elena ne va vorbi despre Teatrul Mateievici, Andreano ne va vorbi despre concertele și proiectele care au fost inițiate la început de an și Daniela cu spectacolul care a, da, a care rupt. Bate la ușă. Sau poate. Nu, care a rupt la începutul anului, da, okay. Vorbim printre primele premiere care au fost lansate în 2021. Eu cred că noi putem să ne expunem un feedback ce sunt de public. Cel puțin primul concert, apropo, noroc că n-a fost ploaie, că a fost așa, pentru open air n-a fost foarte... Dar publicul foarte fain, deci nu știu, mi s-a părut foarte așa, doritor. Doritor, da. Eu personal asta mi s-a părut feedback-ul. De muzicieni? Puțin încă nu ne-am revenit, cred că toți, deci este așa o chestie acum, nu știu la voi, dar publicul foarte, foarte fomentat l-am simțit, foarte fain. Deci nu, asta e foarte important. Daniela, cum ai simțit publicul? Exact, eu susțin ce spui tu, Adriano. Uite, publicul, cert e faptul că sunt foarte responsabili. Poate acum de vreo săptămână i-am simțit cumva mai degajați, probabil din cauza temperaturilor ridicate și atunci este insuportabil cu aceste măști pe față să reziști timp de o oră, 30, o oră, 40 în sală, dar noi ne străduim să le creăm condiții ca să respectăm și în continuare aceste reguli ce țin de acest dress code, această mască, dar la început îmi amintesc când jucam afară și lucram cu spectacolele noastre, cu comediile noastre care aveau foarte mare priză la public și impactul era major. Exact. Asigurat, asta am vrut să spun. Și la un moment dat măștile astea care nu vedeam niciun zâmbet, nu vedeam nicio reacție, nu înțelegeam ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu ei, ce facem în general. Ulterior, asta a cam dispărut. Acum lumea râde și prin aceste măști. E bine. Deci lumea revine la normal. Lumea vine la teatru. Lumea alege, cu siguranță alege ceea ce îi place mai mult, pentru că deja au început concertele, deja putem merge acolo unde vrem noi. Dar, în general, vreau să spun că publicul din Chișinău este unul foarte cald, este unul foarte bun. Cineva spune că, păi, la voi vin foarte mulți tineri la teatru. Păi, acești tineri, peste o săptămână, vin cu părinților sau vin doar părinților la teatru. Avem, în general, un public tânăr, cu aspirații, cu tinerețe în suflet, da? Este un trend să mergi la teatru, la concert? Posibil. Posibil. Să fie și un trend, da? E cool, e fain să citești, să mergi la teatru. 5-6 ani, da, a început. Ieri nu jucam în spectacol și cumva înainte de spectacol am ieșit afară și am văzut cum vine lumea la teatru, cum se îmbracă lumea când vine la teatru, cât de atentă este lumea din acest considerent. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, știi? Am zis, mamă, ce oameni faini avem! E un fel de... Să înțeleg că lumea știe de nivel, știe de reguli, știe de dress code și mă bucură foarte mult. Publicul din Chișinău este un public foarte fain. Da, se mai avem de învățat, mai avem încă la aspectul telefoane mobile, dar în general e mult mai disciplinat decât acum 7-10 ani. Nu, prima dată spun un story, după asta n-ați mai pun, știi cum? Da, story-ul acum se vinde, dragul meu, da? E, comercializează, așa că nu, dar, permitem. Dar eu chiar, foarte obiectiv, nu, dar chiar avem un public fain, de sincer, e super cool. Și mi se pare așa, cred că publicul care vine la, cel puțin la noi, el cumva e
pe gașca cam e comună și sunt niște tineri din clasă, medii, cu niște joburi bune, da, cu care, studii bune și chiar, sincer, e foarte cool. Eu te uiți chiar cum, chiar, cum se îmbracă, cum zice, plăcere, da, și te încarci pentru alte proiecte. Cu o fură, nu știu, deci e destul de european, aș spune, destul, chiar european, da. Denuța, cum îi simți tu pe cei care trec pragul teatrului vostru? Pragul teatrului nostru, da, îl trec diferite categorii de spectatori, în funcție și de spectacol, în funcție, dar acum ne bucurăm de chiar diferite, complexitate, diversitate de public. Noi simțim, eu cred că și așa este și la Daniela, la voi, la Geneza, foarte, foarte o atmosferă de familie. Se creează aceste relații și această tradiție de a merge, deși se merge pe la multe teatre, dar continuă, nu, deci se preocupă de faptul că nu cumva să scape o premieră sau un spectacol și spunea Daniela, este foarte important că publicul se pregătește să meargă la teatru, se implică să meargă la teatru, nu e printre altele, cam se merge, deci ideea că el se gândește cum să mă îmbrac când mă duc la teatru sau cum să, când merg la teatru mă aranjez sau o să-mi las din grijă azi că mă duc la teatru, nu mă duc mâine că după servici nu voi fi aptă să asimilez informații, deci merg poi mâine să-mi rezervez un spațiu. E o chestie importantă. Deci foarte revine la un loc foarte important în viața noastră, pentru publicul nostru, deci în mentalitatea noastră, dar merge la teatru. Se conștientizează. Și cine se face vinovat, așa între ghilimele, de aspectul ăsta îmbunătățit al publicului? De faptul că publicul s-a schimbat. Cine educă publicul? Cine? Sau ne-am trezit cu niște generații de tineri extrem de interesanți, nu, culți, școliți, foarte mulți reveniți de peste hotare, având deja cultura mersului la teatru, poate dincolo de Prut, poate prin alte țări plecați fiind. Păi este o fiertă, sau cei care prestează servicii culturale, da? Educă publicul. Unde? Unde? Care este? Doar a doua opțiune, alta nu există. Nu există. Eu cred că oamenii fac casa și tu ești conștient de spațiul, locația unde tu vei păși pragul și care sunt cerințele acolo. Ori tu transmiți aceste cerințe prin mesajele pe care le abordezi pe scenă. Da? Există un nivel și nouă ne place așa. Și atunci lumea este conștientă de asta. Pentru că dacă ieșim în stradă sau, ok, nu vreau acum să dau exemple sau nume, dar vedem și alte modele, alte exemple care nefaste. Anti-exemple. Da, exact. Totuși, mentalitatea societății noastre mai are foarte mult de evoluat, foarte mult de evoluat, dar fiindcă suntem la acest aspect de teatru, nu de gusturi, vorbesc de mentalitate, de felul oamenilor de a înțelege lucrurile, viața și unde trebuie să ajungem, mai avem foarte mult, foarte mult. Dar oamenii care vin la teatru sunt tare faini. Apropo, eu o să spun o chestie care puțin m-a făcut invidios în sens plăcut. Eu am diferite găști, gașcă, care și ei sunt tot așa consumatori de cultură și sincer vorbesc numai despre teatru, zic, uite, am fost acolo, așa, acolo am fost și zic, da, voi despre operă, nu vorbiți sau de concert, zic, adică sincer, teatru îl consideră ca procentaj și ca nișă, suntem o capitală teatrală. Exact. Sincer, teatru are, mi se pare, are o cotă de piață, dacă pot spune, mai bună la noi. Și mă bucur să văd. A fost întotdeauna așa. Da, a fost o perioadă când a fost o perioadă de stagnare, când teatrele erau pustii, când spectatorii erau puțini, număram. Există și ofertă, spunea Dragi, și această ofertă. Văd cum la masă se discută foarte așa apric și nu pur și simplu că mi-a plăcut sau nu, dar zice, spune caracterul ăla, eroul ăla, deci chiar plăcut și atunci eu chiar vă felicit că faci o treabă bună, înseamnă că la chestia asta. Bine, teatrele și concertele și-au găsit un refugiu atunci când, dacă revenim la discuția despre pandemie, online-ul. Ce se întâmplă astăzi pe online? Merită să fie păstrată această nișă de transmitere a operelor de artă? Pentru, în caz de, da, pentru a menține contactul cu publicul, oricare ar fi el, sau este un caz pierdut din start, fiind o replică din spectacol? În caz de, o să ne reactivăm în această formulă, dar domeniul nostru cu certitudine iubește emoția vie și spațiul viu. Cel puțin la mine a fost doar excepție, nu știu cum la voi, dar au fost anumite proiecte, granturi care
Mă rog, nu avea altă opțiune și trebuia să le, dar sincer, nu. Noi am vorbit despre energia și în ultimii zi, energia asta despre necesară dintre spectator și actor. Poate ca ca producție în fel cumva montat, da, dar ca, de exemplu, tu să spui, să joci teatru live, e complicat, mi se pare. Deși în această perioadă am văzut foarte multe spectacole online, care au stârnit foarte mult interes, văzându-le, uite așa, de după sticlă. Mă gândesc că motivul e poate că mă implic profesional, da, din acest considerent, poate eram cumva curioasă și înțelegeam ce se întâmplă și, da, ori mă gândesc la un om care stă acasă și vrea să aibă un impact, să vadă, atunci probabil cred că alege un film. Ai cinematografia, deci de câștigat. E spațiu pentru o altă artă, este vorba de arta cinematografică și e ok. Deci, bineînțeles că pandemia a descoperit sau a amplificat modul de lucru la un spectacol. Se poate lucra, am descoperit că se poate lucra și pe online, cel puțin la repetiții, da? Se pot organiza repetiții, dar iată contactul ăsta de predare, de primire a spectacolului. Umanul, da? Umanul. Energia. Da, e nevoie de apropiere, de comunicare directă în categorie. Să mulțumim, Zuckerberg. Totuși a fost o platformă. Bine, și în cazul în care, Doamne ferește, da, facem noi pronosticuri optimiste, dar totuși, în cazul în care suntem nevoiți iarăși să punem lacăt la teatre, la instituții de artă, ce facem? Luăm o grădină și sădim ceva. Care sunt posibilitățile? Cum putem noi iarăși păstra? Pentru că am trecut prin experiențe neplăcute, da? Păstrând în goana de a păstra atenția publicului prin diferite proiecte poetice, prin diferite proiecte, da, online, teatru online și așa mai departe. Fiecare instituție cumva alegea formula potrivită, adaptată teatrului dat. Dar cum păstrăm noi publicul? Pentru că publicul, cum spuneai și tu, Daniela, foarte ușor se reconectează pe alte forme artistice, unde poate fi mulțumit. Muzică, nu neapărat live. Muzică, film, dar show. Eu ce aș vrea să spun că a fost totuși cel puțin un fel de jumate de măsură, că noi am făcut online, dar a fost fain că ne-am întâlnit cu colegii. Și îți minți chiar reacția asta când m-am întâlnit cu ei și așa, ce fain, hai să cântăm ceva, hai să facem ceva. Adică măcar asta, și deja era cel puțin o recreere acolo unde ți-era dor. Dar măcar așa, dar de exemplu, câteodată trebuia să faci un fel de, să unești instrumentele și să scriezi ceva, complicat. Eu cred că se vor gândi deja, tot pățitul priceput, am trecut pentru un an de pandemie, cred că nu ne mai plasează iar în aceeași situație, bănuiesc că se vor căuta soluții, metode de lucru, cel puțin măcar să, cred că vom avea cel puțin posibilitatea să lucrăm la spectacole ca să le scoatem iar într-o perioadă cât de cât acceptabilă și din punct de vedere al sănătății, să scoatem aceste spectacole așa cum facem acum, deși acum ne-am pomenit pentru prima dată, nu s-a știut cum să se comporte în această situație decât să se închidă ușile. Cel mai simplu, este foarte simplu. Acum cred noi vom solicita, luat măsuri drastice, se va implica lumea, toată lumea și autoritățile și noi și toate forme de guvernământ pentru a găsi soluții de lucru într-o astfel de stare. Oricum trebuie să mențăm o chestie, deci trebuie să mulțumim științei că s-a creat un vaccin foarte repede. Si, exact. Deci vă dați seama, în mod normal, cât dura? 3, 4, 5 ani? Deci noi totuși suntem la o chestie extraordinară. Și trebuie chiar, cred că împreună, nu știu, să îndemnăm pe toți să vaccineze. Că e singura opțiune ca să poată funcționa. Ca cel puțin să nu fie oameni spitalizați. Asta, de fapt, e rolul vaccinului, să nu fie forme grave. Uh-huh. Deci asta cred că noi trebuie să ne dăm seama și să fim bine cu asta. Responsabili. Da. Se vorbea foarte mult de o schimbare a lumii, de o schimbare a paradigmelor, da? A țelurilor, a sensului, a priorităților după această pandemie și a artei în sine, a valorilor. Cum s-a schimbat? S-a schimbat ceva? Cum simțiți voi? Pentru că în timpul pandemiei toți spuneau, se va schimba lumea, va fi o altă lume dincolo de această pandemie, când se vor deschide larg porțile. Pentru că am avut acel mult timp de gândire, de meditație și ne-am gândit și toți gândeau în acel spațiu că, uite, după asta se va transforma tot. Acum, când revenim la normal, ne dăm seama că lucrurile sunt firești, că ne comportăm firesc. Am zis că lucrăm la partea asta încă de a
de a purta dialoguri normale, adecvate, apropiate cu oamenii, dar firește că probabil la nivel de gândire suntem mai sensibili sau cel puțin ne putem aștepta la și la astfel de situații, că se poate întâmpla așa, uite, se poate întâmpla ca un an. Exact, da. Deci vom trăi cu încă, am aflat niște lucruri, că se poate întâmpla din păcate și astfel de lucruri, dar nu putem reinventa roata, deci se vor întâmpla, să medităm asupra acelorași probleme, teme, aceleași teme, că sunt la fel, doar că probabil cu mai multă implicare și mai multă responsabilitate. Sper să ne fi luat lecția din asta, toți, nu doar noi, cei care creăm artă sau facem, ci toată lumea să-și ia lecția din aceste meditații. Mm-hmm. Iată, eu nu susțin asta. Eu cred că foarte multă lume nu și-a luat lecția. Eu și sper să ne luăm lecția. Pornesc de la mine. Deci în momentul în care eram acasă și am rulat niște spectacole online care erau filmate pentru Arhiva Teatrului și am zis, cum ieșim din pandemie, filmăm spectacolele cu trei camere, din toate unghiurile, ca să putem în caz de ceva, vinde un spectacol online, așa cum a făcut toată lumea, da? Ca să avem și noi un câștig. Da, așa că e revenit la... Lucrurile funcționează cum funcționau. Noi am mai filmat între timp două spectacole tot pentru arhivă. Da. Bine, și cum alergam până acum, așa alergăm și acum. Da, am nu devenit, s-a schimbat. Poate tu ai dreptate, mai sensibile, avem o sensibilitate sporită, poate ne panicăm mai repede, poate... Nu știu, și ținem cont de asta că timpul foarte repede trece, că 2 ani s-au scurs așa. Pentru mine nu a fost un an de pandemie, pentru mine au fost 2, nu știu de ce. Și eu le zic 2, nu știu de ce. 2 ani de pandemie, pe care noi nu mai sunt, gata, ei au plecat în istorie, da, acei 2 ani, nu mai sunt. Și ce am făcut noi, ce am făcut? S-a pierdut ceva timp. Okay. Nu o să uităm niciodată, asta ca și cu... nu te vezi nimeni, este Cernobâl, dar cum a fost atunci, știi, adică sunt trei nepoți, da, îți chec? Da, a fost o experiență, trăită pe pielea proprie. Și o să vă întreb neapărat ceva mai târziu despre dacă s-a schimbat paradigma în ceea ce privește prioritizarea valorilor în teatru, subiecte noi în artă, dacă au apărut, dacă alegem altfel piesele pe care le interpretăm, facem altfel alt gen de proiecte sau ne implicăm în alt tip de lecturi. O să vă întreb neapărat ceva mai târziu. În continuare discutăm cu directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, domnul Petru Hadârcă. Bună seara, domnule Hadârcă! Bună seara! Domnule Hadârcă, astăzi vorbim despre revitalizarea vieții culturale din Republica Moldova, despre revenirea în forță a artiștilor pe scene, în instituție de cultură, despre accesul publicului 100% în sălele de spectacol. Ce înseamnă această a doua viață pentru Teatrul Național Mihai Eminescu? Păi, revenirea spectatorilor, de fapt, pentru că revenirea actorilor... Nu putem spune, actorii mereu au fost prezenți în repetiții, chiar dacă am trecut printr-o perioadă de pandemie, dar tot cu gândul la spectatori am fost, tot cu gândul la proiecte, tot cu gândul la teatru, pentru că toți cei care au deschis ușile și cei care au avut ușile închise, sunt sigur, toate teatrele s-au gândit la spectatori, s-au gândit la proiecte, s-au gândit la spectacole pe care urmează să le prezinte în fața spectatorilor. Așa că e un soare mult așteptat, e o lumină, e o deschidere aparte, pentru că teatru, eu mă bucur enorm de mult că avem posibilitatea acum să deschidem ușile pentru spectatori și avem atâtea teatre în Chișinău interesante, teatre care deja a apărut și un spirit de concurență în sensul frumos al cuvântului și mă bucur enorm de succesul celorlalte teatre când aud și văd și asist la o premieră, la un spectacol interesant și felicit în suflet colegii de la celelalte teatre. Domnule Hadârcă, și mă bucur că
da, o mișcare teatrală sănătoasă la noi. Așa este. Domnule Hadârcă, dumneavoastră astăzi, acum vă aflați la București și vreau să ne povestiți cu ce ocazie sunteți acolo și ce se întâmplă, cum se muncește în această perioadă, pentru că știm că este un an extrem de important pentru toată societatea, dar mai ales pentru Teatrul Național Mihai Eminescu. Acest an, 100 de ani de la fondarea teatrului. E vorba lui Caragiale. Într-o căldură teribilă, mon cher, într-o căldură infernală, noi chiar astăzi am ieșit din studio și am finalizat înregistrarea a două spectacole la Teatrul Național radiofonic de aici, din studioul 2, din studioul George Constantin, unde am finalizat etapa de înregistrare a spectacolului dedicat centenarului Teatrului Național. Revanșa memoriei interzisii, am zis, cu actori de la Teatrul Național din Chișinău și cu actori de aici, de la București. Și sper ca acest spectacol, ne l-am programat în cadrul reuniunii Teatrelor Naționale Românești, pe care îl avem anul ăsta programat din 15 septembrie până în 26 septembrie, să-l prezentăm în data de 16 septembrie în premieră absolut la Teatrul Național. Frumos. E o coproducție frumoasă, aș zice, cu câțiva actori de la Teatrul Național din Chișinău, cu Anatol Durbal, cu Ghenadie Gâlcă, cu Diana Decușară, cu actori de aici, cu Andrean Păduraru, cu actori de la Teatrul Național din București. Și sunt emoționat prin faptul că și actorii de aici au împărtășit această revanșă a memoriei interzise atunci când n-aveam voie în anumite perioade să vorbim despre teatru, despre mișcarea teatrală, despre personalitățile care au activat pe scena Teatrului Național. Când vorbim de Teatrul Național, un secol de teatru, deci aici îmbrățișez și activitatea celorlalte teatre din Republica Moldova, pentru că nemijlocic sunt implicate toate. Deci chiar dacă am început cu acel an 1921, când a luat loc înființarea Teatrului Național în Chișinău, chiar dacă în 1955 grupul în frunte cu Ungureanu au fost selectați la școala Vakhtangov de la Moscova pentru Teatrul Național și mai târziu s-a întâmplat ce aici s-a întâmplat un lucru foarte frumos, că nu au acceptat să se încadreze într-o trupa Teatrului Național și au dat naștere altui teatru, Teatrului Luceafăru, care era în concurență frumoasă cu activitatea Teatrului Național. Și mai târziu tot așa au apărut Teatrul Eugen Ionescu, uite acum Teatrul Geneza Arc, care are o activitate atât de frumoasă și îi invidiesc odată în sensul frumos al cuvântului, văzând spiritul de echipă și spectacole deținute în altă artistică, și admir și aplaud sincer, colegial. Așa că eu cred că un secol de teatru la Chișinău este o bucurie a noastră, a tuturor, a celor care practicăm această meserie. Domnule Hadârcă, vreau să ne povestiți și despre alte surprize care îi așteaptă pe spectatori în această toamnă, odată cu deschiderea unei noi stagiuni. Păi, așa cum am anunțat într-un fel, grație faptului că am și obținut patronajul celor doi președinți a Republicii Moldova, Mai Sandu, și a președintelui României, Klaus Iohannis, pentru a susține toate evenimentele dedicate centenarului Teatrului Național, vom începe chiar imediat după caniculă, după concediu din august, cu o expoziție impunătoare, impresionantă, chiar vreau să spun, la Muzeul Național de Artă. Am văzut lucrările și regret că
noi avem posibilitatea să expunem toate lucrările ale pictorilor scenografi care au activat timp de 100 de ani pe scena Teatrului Național și nu sunt puțini, sunt cam 34 la număr, începând cu Baier, cu August Baier, cu Teodor Chiriacov, cu Boris Nesvedov, cu Șubin și până cu tânăra Irina Gurin, care a semnat scenografia la Dosarele Siberiei. Sunt foarte multe lucrări interesante pe care împreună cu domnul director Tudor Zbârnea am încercat în cele 135 de lucrări în ulei achiziționate de muzeu să selectăm pentru spațiul Muzeului Național de Artă numai 70 de lucrări. Și vom deschide expoziția în data de 20 august dedicat expoziția picturilor scenografi cu prilejul celor 100 de ani. După care avem participare la Festivalul Internațional de la Sibiu cu Dosarele Siberiei și în turneu la Târgu Mureș. Revenim acasă pentru a duce la bun sfârșit premiera spectacolului Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mentali de Matei Vișnec în regia lui Cristian Hagiculea, premieră anunțată pe 15 septembrie și programul deja este bine stabilit zi de zi cu prezența teatrelor naționale românești din țară, cât și celor de la noi din Basarabia. Urmează până în 26 septembrie, urmează în 6 octombrie, zi importantă pentru noi, ziua în care a fost prezentat primul spectacol acum 100 de ani, Răzvan și Vitra, zi în care a fost recunoscut prin decret regal, prin Ordinul Ministrului Cultelor și Artelor de către Octavian Goga, înființarea Teatrului Național din Chișinău și vom avea oaspeți și vă invităm și pe dumneavoastră să participați la acel spectacol festiv. A doua zi urmează să prezentăm și un film documentar cu reconstituiri, un film documentar pe care suntem în perioada, etapa filmărilor, unele scene vor fi chiar reconstituite împreună cu studioul VH Studio. A treia zi, pe data de 8, e preconizat la Academie dimineață de la 11 la 2 comunicate, chiar aș zice mai multe despre istoria Teatrului Național și seara 8-9-10 vom prezenta câteva spectacole pentru oaspeții veniți la Chișinău, oaspeții care vor asista la spectacolele Teatrului Național. Paralel Banca Națională deja va emite, a anunțat deja concurs final, monede jubiliare și Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a României deja ne-a anunțat că e în lucru medalia centenarului Teatrului Național și mai sunt multe lansări de carte, 100 de spectacole într-o 100 de stagiuni, 100 de personalități, un album filatelic. Abia așteptăm, domnule Hadârcă, să contactăm cu acest șir de evenimente pe care le-ați enumerat. Cu siguranță în ajun vom face și o ediție specială aici la Obiectiv Comun, vă asigur, pentru că sunt foarte multe lucruri frumoase de spus. Noi vă mulțumim și o seară frumoasă vă dorim, domnule Hadârcă. Numai eu vă îmbrățișez, dar chiar și cu căldura asta infernală, căldură mare, mă înșel. Multă sănătate, la revedere! Sănătate! Mai avem puțin timp, aș vrea foarte mult să ne vorbim despre acest. Mi-a plăcut burtiera, iată, și o avem aici, Uniți prin Cultură. Cât de uniți sunt artiștii post-pandemie? Cât de mult i-a unit pandemia pe artiști și dacă ați simțit această susținere a Breslei în timpul evenimentelor care a bulversat, da, timp de un an, timp de doi, cum spuneați voi, da, timpul practic nu a avut pondere în această pandemie, a durat un an cât doi. Vreau să ne spuneți despre acest aspect, dar nu pentru mult timp, pentru că vreau și să urmeze încă o întrebare. Eu spun doar atât. Da. Totuși încă suntem sub sindromul Miorița. Și o să rămânem încă mult timp. Noi nu putem lucra în echipe și nu putem fuziona. De exemplu, chiar și muzica și teatru sunt, mi se pare așa,
tot. Chiar oamenii care din teatru, din muzică... Nu contactează, nu comunică. Părerea mea nu prea ajutat. Dar poate părerea mea, nu știu. Nu că pesimist, dar avem de lucrat. Obiectivă. Spiritul de echipă trebuie, avem mult de lucrat. Nu, noi probabil ne-am gândit că după sperăm că pandemia asta să și colegi, să amelioreze. Da, și respectul, colegialitatea, sunt probleme, carență. Nu știu de ce. Daniela? Aș cere să-mi permit să nu mă expun la acest capitol. Deși atunci când am verbalizat durerea noastră în luna decembrie, printr-un manifest, printr-un manifest al Teatrului Geneza Arta, aș spune, și credeam că eram sigură că lumea noastră, da, o să se solidarizeze mai mult. Am fost susținuți noi la Teatru Geneza Art prin mesaje, telefoane în mod privat și le mulțumesc celor care mi-au spus că sunt alături de noi. Deși uneori e nevoie de masă pentru forță, uneori. Alteori e suficient de o singură voce, dar trebuie să ai multă autoritate și niște repere considerabile pentru asta. Și noi am avut nevoie de această masă, care din păcate nu a fost să fie. Vă mulțumesc și vreau să vorbim despre proiectele teatrale, muzicale care se întâmplă și care se vor întâmpla în viitorul apropiat, pentru că da, să dăm așa un suflu pozitiv acestei ediții de vineri, lucruri frumoase se întâmplă în Republica Moldova. Daniela, vreau să ne vorbești pe scurt despre premiera care urmează să se întâmple. Da. Deci, atunci când am revenit după a treia pauză pandemică, am spus să fie comedie și doar comedie, pentru că lumea acum o să vină să se degajeze. Hai să-i facem să râdă cât mai mult, chiar și acolo, sub acea mască. Asta am făcut. Am venit cu comedia Zax și, într-adevăr, se râde la maxim la acest spectacol. Și după aia am zis, hai să mai facem o comedie așa, pentru vacanță, ceva ușor, și din acest ușor am ajuns la un spectacol care se preconizează a fi un spectacol de amploare, din cele de amploare la Teatru Geneza Art, cu implicarea întregei trupe, ba mai mult, cu câțiva actori tineri invitați, care cu siguranță o să devină favoriți în rândul publicului. E vorba de spectacolul Jurnalul Pacientei. Am fost foarte mult inspirată de romanul Pacienta Tăcută de Alex Maiklides și am încercat să teatralizez, să fac o dramatizare a acestui subiect. Frumoasa tradiție a teatrului care a fascinat, romanelor, a fascinat o lume întreagă. Deci, mersi. Da, și sper că serile vor fi pline, pentru că preconizăm să fie 6 spectacole. Mersi mult, Elena. Deci noi am început stagiunea, că vorbim în teatru, vorbim de stagiune, nu de an. Am început cu spectacolul Martiri, un spectacol despre care se vorbește, s-a vorbit și la care se vine la teatru. După care a fost aici Moscova, un proiect foarte, foarte reușit, bun, cu Academie de Arte, cu studenții, absolvenția doamnei Cozaru. Apoi a venit premiera Jubileul, spectacol comedie de Cehov în regia lui Sambriș. Și dacă acum ne aflăm într-o altă montare, Eu sunt vântul de Ion Fose în regia lui Sorin Militaru, un spectacol pe care l-am început, a fost în lucru în luna martie, după care s-au închis ușile și am revenit acum. În august venim cu un alt spectacol în contextul declarării anului Vladimir Beșleag în literatură și cultură, așa. Montăm un spectacol bazat pe opera lui, după care în septembrie cu poveste sau octombrie, cam așa. Frumoase, frumoase, da, proiecte. Să fie cu Doamne ajută. Să fie cu bine. Andreanu? Foarte scurt, știu că noi în general vara nu dorm, noi nu dormim vara, dar noi avem un slogan care noi cred că cu toți sper să ne regăsim, noi avem revină la ceea ce iubești și avem acum săptămâna viitoare, noi chiar aniversăm 10 ani de orchestră, pentru că în perioada asta ne-am născut. Avem pe 15 iulie la Artcore un concert cu 2 violoncelli, 8:30, și avem un open air la Butuceni la ora 7, pe 17 iulie, sâmbătă, și finalizăm cu un concert aniversar la Sala Curgă la ora tot 7, cu un foarte mare pianist care vine să ne cânte cu orchestra solist. Și e o reuniune frumoasă cu 50 de muzicieni din 3 țări, cu colegi care am început orchestra în 2011,
E o săptămână destul de frumoasă, dar vara o să continui cu multe alte chestii. Da, din regie nu primesc semnal că suntem pe final de emisiune. O ultimă întrebare. Care este mesajul tuturor, al vostru, al managerilor de teatru, da, al regizorului Daniela Burlaca, al lui Andreanu Marean, către public? Să vină la teatru, să vină la e-concert sau să, deja multitudinea evenimentelor sunt, e așa de mare, cum să selecteze? Eu zic lumea să fie foarte precaută în general, să aibă grijă de ei și cu multă precauție să facă alegeri și să înainteze în ceea ce fac. Noi îi așteptăm și noi suntem oameni. Asta se referă și la noi și la familiile noastre. În rest, să trăim atâta timp cât avem șansa să trăim. Mulțumesc. Plus că noi am înțeles că în această perioadă avem nevoie de spectatori și spectatorul de noi, da, așa că să vină la o dependență. Exact, frumoasă, da. Sănătoasă. Vă mulțumesc foarte mult. Viața frumoasă, dormiți cât mai puțin. Vara nimeni nu doarme. Faceți sport în dormitor. O seară frumoasă vă doresc. Mulțumesc pentru acceptarea la această invitație. Da. O seară frumoasă, doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Numai bine, la revedere.